Vă rog să fiți un pic atenți la următorul dialog pe care l-am avut astă vară cu două doamne, atunci când am postat pe un grup de Facebook câteva poze cu roșiile mele. Și vă citez. Bună ziua, cu ce le-a stropit de s-au făcut așa mari și frumoase? Iar eu îi răspund. Nu le-am stropit cu nimic pentru creștere, doar cu zeamă bordeleză pentru mană, ca fungicid. Și din acest moment intervine o a doua doamnă care comentează la comentariile noastre. Și zice așa, sunt pline de chimicale, ne vând ăștia toate porcăriile și ne otrăvesc cu roșiile lor. Asta în contextul în care tot ceea ce produc eu la mine în grădină este pentru consum propriu, iar anul acesta nu am vândut nici măcar o roșie. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă spun care sunt avantajele mulcirii solului cu frunze uscate și de ce consider eu că frunzele uscate sunt o resursă extrem de valoroasă pentru solul de la mine din grădină. Pentru început aș vrea să vă spun că în această zonă a curții mele, în spate unde am avut astă vară legumele, respectiv roșiile, ardei, capia, castraveții și așa mai departe, am mulcit solul cu aproximativ 25-30 de saci de frunze, precum acesta, frunze pe care le-am adunat în decursul la aproximativ o lună, atât de la mine din grădină, cât și de la vecinii mei, pentru că da, nu mi-a fost rușine să le cer vecinilor mei, cei care voiau să arunce frunzele, dați-mi frunzele mie dacă nu aveți ce face cu ele. Și ca să intrăm în subiectul zilei de azi, o să încep cu primul avantaj al mulcirii solului cu frunze uscate. Primul avantaj și cel mai important, din punctul meu de vedere, este faptul că aceste frunze, odată integrate în sol, ele se transformă în hrană pentru plantele pe care eu le voi cultiva aici la mine în grădină în anii următori și în mod special anul viitor. Haideți să vă spun un pic care este procesul de cum ajung aceste frunze în hrană pentru plantele mele. Eu mulcesc solul acum în luna noiembrie a acestui an și pe toată perioada iernii, pentru că eu din noiembrie și până în luna aprilie-mai, când o să încep să-mi plantez legumele pentru anul viitor, am un interval destul de mare, aceste frunze se vor transforma în humus. Ele vor sta o perioadă aici pe sol până zilele viitoare când o să intervin aici cu motosapa și o să frezez pământul din toată această zonă și voi integra frunzele în sol, iar pe toată perioada iernii aici vor apărea foarte multe râme care la rândul lor vor ronțăi aceste frunze uscate, iar frunzele care nu vor fi ronțăite de râme, pur și simplu vor putrezi fiind integrate în sol. Și anul viitor, ele se vor transforma în nutrienți pentru plantele pe care eu le voi cultiva. Așadar, doamna Marieta D., cea care mi-a spus că roșiile mele sunt pline de chimicale și vreau să otrăvesc pe cineva cu roșiile mele, vreau să vă spun că eu am avut și anul acesta și anul trecut și acum 2 ani, am avut roșii frumoase, mari, gustoase și așa mai departe, dintr-un singur motiv, pentru că eu hrănesc solul, pentru că acesta este principiul care stă la baza obținerii unei culturi de foarte bună calitate, hrănirea solului. Unii folosesc într-adevăr chimicale și așa mai departe, dar mai sunt și oameni printre noi care vor să obțină pentru consum propriu legume de bună calitate hrănind solul, fără chimicale și fără alte adaosuri, stimulenți de creștere și așa mai departe. Deci, înainte de a pune sau de a face această afirmație, ar fi ok să, nu știu, să întrebați, măi omule, dar ce ai făcut tu de a ajuns să ai aceste legume mari și frumoase și probabil foarte gustoase? Iar eu vă răspundeam, așa cum am spus și în multe alte clipuri, eu hrănesc solul. Pe perioada verii mulcesc solul de la mine din grădină cu iarba pe care o tund de aici, de la mine din grădină, și la fel le cer vecinilor mei după ce își tund
gazonul de la ei din curte, dați-mi mie iarba, nu aruncați la gunoi, și la fel, pe timpul toamnei, când încep să cadă frunzele, eu le adun atât de la mine din curte, cât și de la vecini și mulcesc solul, pentru că tot ce înseamnă materie vegetală adăugată înseamnă nutrienți în plus. Și dacă eu anul acesta am scos de aici de la mine din grădină, să zicem, o cantitate de 50 de kilograme de materie vegetală, asta însemnând roșiile în sine, castraveții în sine și așa mai departe, și cu tot cu tulpinile lor, eu trebuie să aduc aici înapoi, în această zonă, ca să refac echilibru în sol, trebuie să aduc o cantitate cel puțin egală cu ce am scos. Este absolut logic că dacă eu scot de aici, din acest teren, este clar că terenul acesta este sărăcit, și dacă nu aduc ceva înapoi care să hrănească solul, eu o să ajung într-un punct în care o să cultiv ce o să cultiv eu aici, însă recolta o să fie, nu știu, o să fie foarte slabă, roșiile o să fie mici, nu o să fie gustoase, la fel castraveții, ardei, capia și așa mai departe. Deci ca să obținem o cultură care să fie sănătoasă și care să fie și de bună calitate, trebuie să hrănim solul, și hrănirea solului se face prin adăugarea de frunze uscate, prin adăugarea de iarbă verde proaspăt tunsă și așa mai departe. Eu la mine în curte exclus chimicale, a exclus adaosuri de tot felul de ce să zic, de produse care nu sunt pentru mine, pentru că acesta este și motivul pentru care m-am hotărât să cultiv legume la mine în grădină, să nu mai mănânc roșii cumpărate din comerț care n-au niciun gust și care sunt într-adevăr pline de chimicale. A doua motivație pentru care mulcesc solul din grădina mea este că odată aceste frunze integrate în sol, ele atrag foarte multe râme în această zonă a grădinii. Și ce înseamnă foarte multe râme? Înseamnă cârtițe. Și chiar dacă pentru mulți cultivatori, de fapt majoritatea cultivatorilor, cârtițele sunt niște dăunători de care vor să scape, eu îmi doresc foarte mult să am la mine în grădină, unde am legume, multe cârtițe, pentru că cârtițele nu fac rău legumelor, ci ele mănâncă doar, cum să zic eu, doar animăluțe mici, respectiv râme, gândaci și viermi și așa mai departe, pentru că aici în sol, chiar dacă, nu știu, zic eu că este un sol sănătos, cu siguranță sunt mulți dăunători. Și anul trecut și acum 2 ani am găsit viermii sârmă la mine în grădină, dar faptul că eu nu am avut nici măcar un an probleme cu plantele mele, să mă trezesc că am roșii care se ofilesc pur și simplu așa deodată, și când să le scot din pământ să văd că pe interiorul tulpinilor sunt viermi sârmă, asta este un semn că eu la mine aici în grădină am foarte multe cârtițe care își fac treaba și reduc semnificativ numărul de dăunători. Așadar, oameni buni, ca o idee de final, pentru că îmi doresc să fie foarte scurt acest clip și să nu fie foarte, foarte stufos, dacă aveți și voi frunze, și cu siguranță orice om care are o curte, are pom fructifere, are arbuști ornamentali și așa mai departe, recomandarea mea este una simplă: nu aruncați frunzele. Folosiți-le, ori să mulciți solul în cazul în care doriți să cultivați ceva legume pentru consum propriu, sau dacă nu vreți să aveți dezordine cu frunze în curte și așa mai departe, măcar folosiți-le pentru a face compost. Pentru că și compostul este la fel de valoros precum frunzele pe care eu le integrez aici în sol. Și dacă mă întreabă cineva acum, ok, bun, dar aceste frunze pe care eu le integrez sau care le adaug și la compost și așa mai departe și pun aici, nu modifică structura solului și așa mai departe? Răspunsul este ba da, modifică structura solului, dar în bine. Unii spun că este posibil să modifice pH-ul și așa mai departe. Vă spun eu, nu este adevărat.
Nu, modificarea pH-ului în sol se face doar atunci când se pune rumeguș sau se pune, nu știu, lemn, materie lemnoasă care să fie tocată și atunci integrată în sol. Dar cât timp este vorba de frunză, vedeți, frunză așa întreagă sau frunză tocată, cum am adunat și eu cu mașina de tuns gazon, aceste frunze nu modifică în rău structura solului, ci pur și simplu aduc doar beneficii aceste frunze. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații. Următorul clip pe care vreau să-l fac cu această zonă a grădinii mele unde am mulcit solul cu frunze uscate va fi când o să intru cu motosapa, cel mai probabil zilele viitoare, astfel încât să frezez toată această zonă și să integrez frunzele. Însă până atunci vă salut și vă transmit toate cele bune!